Aici era intrare. Bă, e închisă. A venit ploaia. Uite ce frumos ești pe aici prin spate. Oi, oi. Ce, ce ploaie. Biertan, unde o să vizităm celebra biserică fortificată din Biertan, până ne prinde ploaia. Aici e centrul satului, un restaurant, ceva suveniruri. Biserica fortificată. Ce zici, vine ploaia? E cam nervos, cred că vine. Uite, uite, uite și evenimente. În cât suntem? 30? 30? Nu, 28. 28, mai. Ziua bună, ecologizare, uite. Ecologizare pe via Transilvanica, dacă vrei să ai. Are dreptate. A fulgerat. Ter de producător local, Greenman Festival Rikish. Interesant. Uite și în august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Ia uite, ia uite, uite. Frumosule, ce faci frumosule? Ce zici tu? Ești blând, blând. Ce-i dai? Și nu am nimic, micurile s-au mâncat. Hai repede. Repede până nu vine ploaia. Să mai înțelege nimic de aici. Pe aici e intrarea, nu? Da, pe aici, pe sub. Pe lângă zidurile astea înalte. De fiecare dată când vizităm biserici fortificate, vine ploaie. Da, curios. Poate e un semn să nu mai vizităm. Este cu noroc. Cu noroc, da. Ești sigură că pe aici se intră? Că văd că se coboară. Cred că am greșit. Am greșit. Aici exteriorul. Exteriorul, da. Poate se urcă și pe partea aia. Totuși. Știi cum urcăm și pe aici? Sau? Aici trebuie. Da? Da, haideți că vă rog dacă doriți. Da, mersi. Aici e spatele, nu? Intrare, nu, mă gândeam că merge și pe aici. În spate, în intrare. Nu, da, da, aici, mersi. Nu? După aceea să vizităm. Aici era intrare. Da? Bă, e închisă. Închisă, frățioare. Iată că sunt și circuite turistice în zonă. Uite, Biertan, Copșa Mare, Lunca Domnească, Biertan, Pădurea Fetei de Luciuri, Valea Cărămizii, iarăși Biertan. Ei, sunt în circuit. Lupuș, Ațel, Rikiș, Valea Cărămizii, Biertan. Și fii atent, uite aici. Uite-ne. Eu zic că ar merge perfect de bicicletă asta. Gherdeal, unde-l vezi? Ia. Ia uite. Unde am fost unde noi? Unde am fost noi aici? Gherdealul. Gherdeal, Cinșor. Exact, am venit de aici, din Făgăraș. Și cred că am coborât pe aici. Da, da. Făgăraș. Gherdeal. Cinșor. Pe aici undeva, Gherdeal. Bruiu. Am ajuns da, și pe la da. Bruiu. Șomartin, da? Vezi că pe acolo am... Ghimbav, nu? Mm-hmm. Pe aici cred că am, da, da, da. Am coborât. Am ajuns la Cârța. Da, pe acolo am coborât. Și acum am venit de la Sighișoara, unde suntem? Biertan. Biertan, da. Copșa Mare. Copșa Mare și acolo este o biserică fortificată. Uite că aici vezi fortificațiile, de fapt.
s-a schiz discri dârșiu. Înseamnă aici? Da. Valea viilor. Foarte tare. Basta sus la Mediaș. Vine de sus, știi? Osman. Osman. Cârța. Nu român. Nu, Cârța e foarte stare. Cârța e spre munte. Uite alte trase și aici. Bine, astea sunt mai scurte, nu sunt circuit. Cofșa Mare, Dupuș, Richiș și Hula Pelișorului. Deci închis. Chiar dacă eram în timpul programului, mai era o oră. Ce păcat. Hai să vedem de unde se vede mai bine. Tot prin spate pe acolo. Găsim un punct în care se vede mai fain. Oh, uite, putem admira și pe afară. Destul de mare biserica. Intrăm pe aici. E închis, uite, are încuietoare. Uite că și oamenii tot pe aici. O admir. Îmi spune că se poate urca în turnul ăla. Ce tare. Ce parte din biserică. Au văzut furtuna, știi, și au închis. Spun eu. Păi da, ne-am mirat. Până la 5 cred că e deschis, dar e închis. Mai era o oră, da. Ploaie! A venit ploaia! Uite ce frumos, ești pe aici prin spate. Ne-a prins ploaia. Ne-a prins ploaia. Repede. Repede îmbrăcarea. Toată lumea repede. Uite, dar ce nor negru a venit. Se și simte în aer. N-ai glugă? N-ai. Opa. Merge. Chis. A, uite, fii atentă că pe aici era intrarea odată. Willkommen. Da. Grăbirea degeaba că n-am prins-o deschisă. Păi da. Așa mai stăteam la Sighișoara un pic. Da. Nu mai e nimeni pe stradă. Ce ploaie. Uite ce arcade aici. Și pe aici se intra odată. Fără principal. Ploaie, aleargă. Uite ce fug oamenii de ploaie. Vigelia! Măcar vedem satul. Uite, de aici se vede cel mai bine. Ce frumos se vede aici. Și asta ce e? Căsuță ceva. Ceva acasă. Cred că nu de aici. Frumos. Uite și cred că se putea intra în turnul ăla de sus. Cum îl vine și de aici. Curaj. Curaj. Trebuie
Oi, ce... ce ploaie! Uite și de aici se poate vede. Cât de fain. Și vedem biertanul pe ploaie. Uite ce înalte erau ferestrele biserici. Ți-am zis eu că prinde mereu ploaie la, la bisericile fortificate. Că e cu noroc oare? Nu știu. Uite ce ploaie. Dacă îmi filmam, nu știu cum s-a pus. Mai bine înăuntru. Așteptăm ciorbă. Au și vinuri. Cum o să zici? Ia să vă. Mi-a plouat un pic. Ciorba. Cât de greu e. Porc, perișoare, băcuță, băcuță. Iată când a fost renovat în 89.